Duminică, asecimentul Valea Mare Pravăț a întâlnit formația ASE Stâlpeni Rădești pe teren propriu în cadrul etapei cu numărul 26 a campionatului județean de fotbal. Încă de la începutul partidei, vălimărenii s-au impus și la nici 10 minute de joc, Florin Ovejdanie deschide scorul. Egalarea a venit în 3 minute, în urma unei ieșiri neinspirate a portarului gazdelor. Replica vălimărenilor nu s-a lăsat așteptată și în minutul 17 Florin Coman pătrunde în suprafața de pedeapsă, șutează, însă mingea este oprită cu mâna de unul dintre apărătorii oaspeților. Cum era și normal, gazdele au cerut 11 metri, dar arbitrul întâlnirii a lăsat faza să curgă, aplicând legea avantajului. Cinci minute mai târziu, oaspeții înscriu din nou dintr-o fază parcă trasă la Indigo după primul lor gol. Cea de-a doua repriză a fost caracterizată prin faze la ambele porți, însă tot oaspeții și-au atins scopul. În minutul 53 al reprizei secunde, ASE Stâlpeni Rădești marchează al treilea gol. 7 minute mai târziu marchează din nou, iar partida s-a încheiat cu scorul de 4-1 pentru ASE Stâlpeni.